Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Să urmărim pentru început principalele subiecte ale zilei. Acoperișul secției pentru copii a bibliotecii a devenit un pericol. Piața centrală va avea un sector de vânzare a mieilor. La Giurgiu, zilele educației naționale încep de luni. Servicii medicale în plus pentru asigurați. Astra Giurgiu se pregătește pentru meciul cu Lanterna Roșie. Sediul bibliotecii din strada Ștefan cel Mare din municipiu stă să se prăbușească. După ce cărămizile au început să cadă una câte una, mai nou și tabla de pe acoperiș creează probleme. Azi a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi evitată o tragedie. Sediul Bibliotecii Județene din strada Mircea cel Bătrân, clădire emblematică pentru oraș, nu mai reprezintă de mult motiv de mândrie pentru autorități, în special pentru cele județene. Periodic din clădire se desprind cărămizi, motiv pentru care din loc în loc au fost montate schele de protecție pentru a fi evitată o tragedie. Nici acoperișul nu mai rezistă prea mult, azi din cauza vântului, dar și a deteriorării, tabla a început să se clatine amenințător, așa că au fost solicitați pompierii. Macaraua și un echipaj de intervenție de la ISU au ajuns de dimineață la fața locului pentru a înlătura de pe acoperișul bibliotecii câteva bucăți mari de tablă care amenințau să cadă în orice moment. Pompierii au avut ceva de furcă, întrucât au fost nevoi să intervină de pe scara Macaralei, o eventuală deplasare pe acoperiș fiind extrem de riscantă. După câteva zeci de minute, pericolul a fost înlăturat cu succes. Însă, dacă nu se vor lua măsuri urgent, pompierii vor fi nevoiți să mai intervină și cu alte ocazii. Secția de împrumut a Bibliotecii Județene adună zilnic aproape 100 de cititori, foarte mulți copii, care zilnic au parte de condiții greu de suportat. În piața centrală va fi deschis un sector destinat vânzării mieilor, care va fi amenajat cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de normele sanitar-veterinare și a regulilor de desfășurare a unui astfel de comerț. Sectorul va funcționa începând din data de 5 aprilie. Spațiile pentru vânzarea mieilor vor fi amenajate în interiorul sectorului pentru lactate din incinta pieței centrale, unde va fi instalat mobilierul corespunzător unei astfel de activități. Acest sector va fi deschis începând cu data de 5 aprilie. Sectorul pentru comercializarea mieilor pentru sărbătorile pascale va funcționa începând cu data de 5 aprilie, într-o compartimentare a sectorului de lactate. În acel sector vom pune la dispoziția crescătorilor de ovine 8 locuri pentru comercializarea mieilor. Programul de desfășurare a acestei activități este de la 6 la 20. Tariful pentru închirierea unui loc pentru comercializarea mieilor este de 16 lei pe zi. Spațiile pentru vânzarea mieilor vor fi puse doar la dispoziția comercianților care dețin toate autorizațiile necesare. Sectorul respectiv va fi monitorizat permanent de către inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare. Accesul în acest punct de comercializare nu va fi permis decât în prezența reprezentanților DSV-ului. Responsabilitatea exclusivă asupra provenienței, calității mărfii, revenind comercianților și crescătorilor de ovin. Noi, administrația pieței, efectiv vom pune la dispoziție spațiu pentru desfășurarea acestei activități, spațiu care corespunde din toate punctele de vedere pentru această activitate. Și când spun asta, mă refer la autorizările necesare, DSV, DSP, mediu. În județul Giurgiu există doar două abatoare autorizate pentru sacrificarea mieilor, unul la Răsuceni și unul la Mihăilești. Potrivit normelor în vigoare, miei care sunt scoși la vânzare trebuie să fie sacrificați doar în unități autorizate în acest sens. 7 jandarmi giurgiuveni au fost avansați în grad astăzi, înainte de expirarea stagiului minim, asta datorită îndeplinirii atribuțiilor de serviciu într-un mod profesionist. Avansările au avut loc în cadrul unei acțiuni dedicate Zilei Jandarmeriei Române. Tradiție, disciplină, patriotism, familie, prestanță, onoare,
evoluție, curaj, camaraderie. Jandarmeria Română, de 165 de ani pentru România. Zi importantă pentru 7 jandarmi giurgiuveni. În cadrul unei acțiuni dedicate Zilei Jandarmeriei Române, 3 ofițeri și 4 subofițeri, care s-au evidențiat prin modul de îndeplinire a atribuțiilor, au fost avansați în gradul militar următor. Ceremonia a început cu mesajul adresat jandarmilor de către ministrul al afacerilor interne, Gabriel Oprea, mesaj prezentat de șeful jandarmilor din Giurgiu. Am încredere că prin fermitatea cu care vă caracterizează, veți reuși să fiți și pe viitor un garant al ordinii constituționale, al democrației și al drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Cu ocazia Jandarmeriei Române, vă adresez gândurile mele de bine și vă rog să primiți cele mai sincere urări de sănătate, putere de muncă și realizări în plan personal și profesional. A avut loc apoi festivitatea de emânare a noilor grade. Servesc patria a fost răspunsul celor care au primit noi epoleți. La gradul militar de locotenent colonel, Maior Vicol Trean Urbean. Felicitări! La gradul militar de Maior, Capitan Bărdăune Maia. Felicitări! Anul acesta, Jandarmeria Română împlinește 165 de ani de la înființare. Arma jandarmeriei a fost întemeiată de domnitorul Moldovei Grigore Alexandru Ghica prin semnarea legiuirii pentru reformarea corpului slujitorilor în jandarmi, la 3 aprilie 1850, moment care marchează nașterea Jandarmeriei Române. Tradiție, disciplină, patriotism, familie, prestanță, onoare, evoluție, curaj, camaraderie. Jandarmeria Română, de 165 de ani pentru România. An de an, în a doua zi a lunii aprilie, este marcată Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. Afecțiunea este o tulburare complexă care are efecte asupra comunicării, comportamentului și relațiilor cu cei din jur. În județul Giurgiu, peste 100 de copii sunt afectați de diferite forme de autism. 2 aprilie, Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, reprezintă un prilej de mediatizare a problematicii autismului, dar și de manifestare a solidarității față de cauza persoanelor afectate de această tulburare. Autismul este o tulburare severă de dezvoltare, caracterizată prin dificultăți în comunicare și limbaj, social și comportamental. În această zi, ONG-urile trag un semnal de alarmă cu privire la discriminarea cu care se confruntă zi de zi persoanele cu autism din România și familiile lor, chemând totodată la solidaritate. Persoanele cu autism se confruntă cu discriminarea în fiecare zi. Li se respinge accesul la educație, oportunități egale de angajare și posibilitatea de a trăi în comunitate, alături de toți ceilalți. Și uneori sunt internați în centre speciale. Cu timpul, acestea se adună, lăsându-i pe cei cu autism tot mai excluși din societate. Potrivit Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, persoanele cu autism au drepturi egale să se bucure de viață la fel ca toți ceilalți. Asta înseamnă dreptul la educație, angajare și sprijin. La nivelul județului Giurgiu, numărul copiilor diagnosticați cu autism sau cu tulburări de spectru autist este destul de mare, 106, având în vedere că numărul tuturor copiilor cu handicap este de aproximativ 780. Mii de clădiri emblematice din întreaga lume, între care și unele din România, vor fi iluminate în albastru pentru a marca această zi. Sesiunea de depunere și validare a dosarelor pentru programul RABLA se va desfășura până pe data de 10 aprilie pentru producătorii, importatorii și distribuitorii de autoturisme. Programul destinat persoanelor fizice urmează să demareze imediat după finalizarea procedurilor de validare a agenților economici. Dosarele trebuie depuse la Administrația Fondului pentru Mediu, iar tichetele vor fi alocate electronic în sistemul informatic al acesteia.
Producătorii, importatorii și distribuitorii de autoturisme pot depune dosarele în programul Rabla până la data de 10 aprilie, urmând ca administrația Fondului pentru Mediu să le analizeze și să publice lista firmelor respinse, care pot depune contestații în termen de 5 zile. Valoarea totală a programului este de 200 de milioane de lei, fiind alocate 20.000 de tichete pentru persoane fizice și 5.000 de tichete pentru persoane juridice și instituții publice. După analizarea dosarelor depuse la administrația Fondului pentru Mediu, tichetele vor fi alocate electronic în sistemul informatic al acesteia. Valoarea tichetului va fi anul acesta tot de 6.500 de lei. În urma dezbaterii publice, valoarea ecobonusurilor acordate în cadrul programului Rabla 2015 a fost modificată față de varianta inițială propusă, aceasta fiind majorată pentru autoturismele cu sistem de propulsie electric-hibrid care beneficiază de tehnologii avansate. Astfel, sunt trei variante de ecobonus, o variantă în valoare de 750 de lei, o a doua variantă de 1.500 de lei și a treia de 2.500 de lei. Tichetele vor fi distribuite celor care își casează mașina mai veche de 8 ani pentru a fi întrebuințate la achiziția de autoturisme noi. Aceștia vor putea ceda această primă de casare în favoarea unui terț dacă nu doresc să își cumpere ei un autoturism nou. Peste 12.800 de giurgiuveni și-au achitat integral taxele și impozitele locale pentru anul 2015 în primele 3 luni ale anului. Față de 2014, numărul celor care au beneficiat de bonificația de 10% a crescut semnificativ. La bugetul local s-au încasat peste 110 miliarde lei vechi, mai exact cu 30% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Contribuabilii care și-au achitat taxele până la data de 31 martie au beneficiat de o reducere de 10%. Plata taxelor se poate face în două tranșe, fără majorări, până pe 31 martie, respectiv 30 septembrie. De această reducere au beneficiat până în prezent peste 12.800 de persoane din municipiu care au contribuit semnificativ la creșterea numărului de bumplatnici. Valoarea plăților efectuate de către aceștia în primele 3 luni ale anului este mai mare cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut. S-a încheiat, este adevărat, 31 martie reprezintă două termene, atât pentru cei care vor să plătească integral și urmând să beneficieze de o bonificație de 10%, dar și pentru cei care vor să achite în două tranșe. 31 martie este și termenul pentru prima tranșă de plata impozitelor pe an. Practic se împarte în două tranșe, 31 martie este termenul pentru primul semestru și 30 septembrie pentru cel de-al doilea semestru. Cei care n-au reușit să plătească nici în tranșe, nici integral, începând cu 1 aprilie, și nu este o păcăleală, sunt prevederile codului fiscal, începând cu 1 aprilie, li se aplică penalități de 2% pe lună. Bonificația de 10% se aplică în fiecare an și este acordată celor ce achită plata integral pe anul respectiv. Creșterea încasărilor la Giurgiu este determinată și de introducerea taxei de habitat, dar și de noile puncte de colectare. Cei care nu achită la termen obligațiile fiscale se vor alege cu penalizări. Programul de lucru la Serviciul de Taxe și Impozite Locale Giurgiu este de luni până vineri, între orele 8 și 15, iar pentru a evita cozile de la ghișee, oamenii pot achita sumele datorate și online. În prima zi a săptămânii viitoare încep zilele educației naționale și la Giurgiu. Este o acțiune devenită tradițională care cuprinde o serie de manifestări dedicate în mod special elevilor de clasa a 8-a. Activitatea principală constă în prezentarea ofertelor educaționale de către licee. În fiecare zi a săptămânii viitoare, liceele giurgiuvene vor intra într-o adevărată competiție de prezentare a ofertelor educaționale cu scopul de a atrage cât mai mulți elevi din ultimul an gimnazial. Acțiunea se desfășoară anual în cadrul Zilelor Educației Naționale și va avea festivitatea de deschidere luni 6 aprilie la parterul Centrului Cultural Ion Vinea. Aș pune accent pe însemnătatea Zilelor Educației Naționale pentru că liceele vor prezenta oferta pentru anul școlar 2015-2016. Știți foarte bine că este o competiție între licee. Fiecare liceu dorește să atragă pe elevii cei mai buni din școlile gimnaziale și se vor prezenta cu standurile confecționate, realizate de către ei. Pe tot parcursul acțiunii, elevii claselor a 8-a, dar și părinților, vor putea vizita standurile pregătite de licee pentru a-și forma o idee cât mai apropiată de realitate despre oferta acestor unități de învățământ. Zilele Educației Naționale se vor încheia cu un spectacol oferit de liceenii din județul Giurgiu, spectacol programat vineri de la ora 10.
Atât pacienții asigurați cât și cei neasigurați beneficiază odată cu începutul acestei luni de mai multe servicii pe plan medical. O hotărâre de guvern stă la baza creșterii pachetului minimal de servicii medicale efectuate începând cu 1 aprilie. Un avantaj pentru anumiți pacienți îl constituie investigațiile RMN, care pot fi făcute gratuit. În esență, executivul a crescut numărul de consultații la care au dreptul pacienții, indiferent dacă aceștia fac parte din rândul persoanelor asigurate sau al celor neasigurate. Vestea are partea sa bună și vine ca urmare a publicării în Monitorul Oficial, partea 1, numărul 208 a hotărârii de guvern din 28 martie 2015. Respectiva reglementare legală stabilește ce modificări cuprinde atât pachetul minimal de servicii destinat neasiguraților, cât și pachetul serviciilor de bază pentru asigurați. În pachetul de bază au fost introduse noi servicii și au fost eliminate două care au avut o adresabilitate mică sau foarte mică. De exemplu, au fost introduse 5 analize computer tomograf, au fost introduse 4 RMN-uri, rezonanță magnetică nucleară, un examen radiologic de articulații și o ecografie transrectală. În ceea ce privește asistarea gravidelor și ale huzelor, acestea au în plus, de la 1 aprilie, câte o consultație gratuită în primul semestru de sarcină, respectiv lehuzie, indiferent dacă sunt sau nu asigurate. Trebuie specificat că la Giurgiu, bugetul Casei Județene de Sănătate a crescut cu 25%, ne-a mai informat șeful CJAS, dar și în aceste condiții, serviciile efectuate la nivel național de către furnizori sunt dependente de sumele alocate lunar celor care au contractat servicii medicale. Acasă și peste hotare este considerată drept una dintre cele mai cunoscute scriitoare din România. Gazetar recunoscut s-a implicat în acțiuni care au avut ca scop democratizarea vieții publice și politice din țara noastră după decembrie 89. Gabriela Adameșteanu s-a născut la Târgu Ocna în 1942 și este bine cunoscută în lumea traducătorilor literari. Gabriela Adameșteanu, licențiată în limbă și literatură română, este una dintre cele mai cunoscute scriitoare din România, recunoașterea ei venind pe calea scriturii sale literare, dar și pentru că reprezintă modelul scriitorului implicat în societate și angajat în armata profesionistă a gazetarilor de excepție. Aceasta a doua calitate poate fi exemplificată prin prezența româncei în colectivul redacțional al revistei 22, unde a creat acel model de jurnalism cultural cu implicații politice și civice. Scriitor cu opere apărute în 15 țări, Gabriela Adameșteanu și-a pus semnătura pe o serie importantă de lucrări care cuprinde eseurile Obsesia politicii și Cele două românii, nuvelele Dăruiește-ți o zi de vacanță și Vară-primăvară sau romanele Drumul egal al fiecărei zile, Întâlnirea, Provizorat și Dimineață pierdută, carte cu mare priză la public, mai ales că a fost ecranizată Tamara Buciuceanu jucând rolul Vicăi Delca. Când toate alea tinere ne dădea cu funindine pe obraz, și se îmbrovăda care mai de care aratea babă. Și nu știa pe ce gaură să se vâre, că vrea să se ascunză. Dar și eu am tras toată ovale la prăvălie și am stins toate luminile ca să crească că e casă părăsită. Apreciate deopotrivă de către cunoscători, dar și de publicul larg, operele Gabrielei Adameșteanu au apărut în opinia autoarei destul de târziu și tot scriitoarea crede că ar fi putut exista posibilitatea ca să nu scrie niciodată. Când eram mică, am tot auzit, mică, chiar foarte mică, am tot auzit că aș avea ceea ce se numea înclinații literare, dar cred că multă vreme în viața mea eu am fugit de profesiunea de scriitor. Și de scris am început să scriu foarte târziu, la 28 de ani, foarte târziu față de vârsta obișnuită.
am început să scriu chiar la 28 de ani și mulți ani după asta am trăit cu sentimentul că aș fi putut să nu ajung să scriu. Dincolo de faptul că după decembrie 1989 a fost un membru marcant al grupului pentru dialog social, Ada Meșteanu are opere traduse și publicate în 15 țări. De asemenea, scriitoarea și jurnalista româncă a dus o muncă recunoscută pe tărâmul traducerii de opere literare, lucrarea Pierre și Jean a lui de Montpassant, fiind doar una din traducerile sale. Doamnelor și domnilor, știrile au ajuns la final. Urmează sport, meteo și o ediție specială. De la 19 și 45 de minute, Gelu Brebenel vă invită la o nouă ediție a emisiunii Giurgiu înainte de toate. Invitat va fi Virgil Pețanca, directorul Centrului Cultural Ion Vinea, tema fiind legată de primăvara culturală giurgiuveană, unul dintre cele mai ample proiecte artistice ale anului, care va demara lunea viitoare. Va fi o ediție informativă, dar și cu cântec. Unii dintre cei mai buni elevi ai școlii de artă vor veni în fața dumneavoastră și vor cânta spre a vă încânta. La ora 21 puteți urmări emisiunea E timpul să vorbim. Eu sunt Florentina Dumitru, numai bine! Bine v-am regăsit la știrile din sport. După mini-vacanța de două săptămâni, Dorinel Munteanu și-a mobilizat jucătorii pentru derbiul cu CFR Cluj. Budescu și ceilalți astrali au efectuat antrenamentul sub privirile suporterilor care abia așteaptă meciul de sâmbătă. Întorși din cantonamentul de la Brașov și cu sete de fotbal, elevii lui Dorinel Munteanu au efectuat încă un antrenament pe stadionul Marina Nastasovici înaintea meciului cu CFR Cluj programat sâmbătă de la ora 18. Ne-a prins destul de bine, părerea mea, această perioadă. Au fost antrenamente foarte bune, am avut și un joc de pregătire și am mai pus din lucru la punct și avem numai de câștigat din această perioadă. Deși CFR Cluj ocupă ultimul loc în Liga 1, echipa rămâne o nucă tare pentru că ardelenii au fost depunctați cu 24 de puncte astă iarnă, deoarece clubul nu a plătit datoriile către anumiți jucători. Situația în clasament este una mincinoasă, știm foarte bine că CFR-ul a fost depunctat cu 24 de puncte, punctele a câștigat echipa pe teren, așa că sunt convins că sâmbătă vor veni să joace, vor veni să câștige puncte. La antrenament, astralii au fost întâmpinați de suporterii care nu i-au mai văzut pe stadionul din Giurgiu de aproape 3 săptămâni. Punem în număr cât mai mare să susținem echipa, atât la antrenamente cât și la meci. Băieții n-au mai jucat de ceva vreme aici pe stadion. V-a fost dor de ei? Vă dați seama că ne-a fost dor din moment ce abia așteptăm să intre pe teren. Înainte de reluarea campionatului, Astra Giurgiu a disputat un meci amical cu FC Brașov, pe care l-a câștigat cu scorul de 2-0. Iar Dorinel Munteanu vrea victoria și în meciul cu Clujul, mai ales că CFR a fost eliminată din Cupa României de rivala U Cluj și sunt în scădere de formă. Vom avea un joc foarte dificil. Este obligatoriu să rămână ca punctele să câștigăm punctele pe teren propriu. Nu va fi ușor. Sper că această perioadă care am petrecut împreună cu echipa, mă refer la perioada de întrerupere, a fost una benefică. Firmele care au de recuperat bani de la Astra cer insolvența, dar șefii clubului dau semnale că nu va fi cazul pentru așa ceva. Giurgiuvenii vor putea să asiste la finala Cupei Ligii pe stadionul Marina Nastasovici, dacă Liga aprobă. Chiar dacă au spus adio cupelor, astralii nu își pierd speranțele pentru campionat și vor cel puțin pe locul 2 la final. Clubul Astra Giurgiu mai are de plătit datorii către impresari și firmele de impresariat care au intermediat diverse transferuri. Aceștia cer intrarea în insolvența clubului și își vor bani înapoi. Costel Lazar, directorul sportiv al Astrei, este de părere că giurgiuvenii vor depăși momentul și echipa nu va avea de suferit de pe urma problemelor administrative. Dacă se fac speculații, cei care le fac, probabil că se dorește
amplificarea acestui procedeu. Dar în niciun caz, la acest moment, noi nu suntem puși în situația de a intra în insolvență. În ceea ce ne privesc datoriile în vederea obținerii licenței, acestea sunt achitate. Pe 20 mai la Giurgiu ar putea veni Steaua și Pandurii Târgu Jiu pentru a disputa finala Cupei Ligii pe stadionul Marina Anastasovici. Complexul sportiv îndeplinește toate condițiile, iar tribunele s-ar putea umple pentru prima oară. Nu avem certitudinea că această finală se va disputa la Giurgiu. Sunt, după câte știu, Liga Profesionistă urmează să hotărască și să aleagă unul din stadioanele mai apropiate Bucureștiului sau probabil un stadion din București. Este o posibilitate să fie Giurgiu. După părerea mea, întrunim condițiile și avem un stadion modern, dar, vă repet, Liga va alege locul de disputare. Deși regretă că nu au ajuns în ultimul act al Cupei Ligii, mai ales că ar fi putut juca în fața propriilor suporteri, giurgiuvenii se luptă în campionat cu Petrolul și ASEA Târgu Mureș pentru principalul obiectiv, locul 2. Reintră Fatai, sper să revină cât mai repede Şalibeh, fiindcă a avut și o perioadă foarte grea, nu știu dacă îl voi folosi acum la acest joc, sau îți reține în lot, dar am jucători să fac cu 11 și plus 7 jucători competitivi. Astra primește vizita lui CFR Cluj sâmbătă de la ora 18 în cadrul etapei cu numărul 24 din campionatul Ligii 1. Copiii se pregătesc pentru finala campionatului național de atletism, care va avea loc în weekend. Cluburile giurgiuvene își trimit tinerele speranțe să lupte cu cei mai buni și să pună mâna pe medalii. Șanse la titlul național are Bianca Damian, care va arunca greutatea pentru aurul național. Sâmbătă și duminică vor avea loc la București probele din cadrul etapei finale a campionatului național de atletism pentru copii. Cluburile giurgiuvene își trimit cei mai buni sportivi la competiție. Printre aceștia se vor afla și cei pregătiți de Viorica Țigău, care se află la început de drum. Câțiva dintre ei, într-adevăr, au experiență, au mai fost și anul trecut la competiții, dar la o competiție de sală doar anul acesta au participat. Cam 3-4 dintre ei, restul sunt la inițiere, cum se zice, într-un concurs național. Ajută aceste competiții pentru copilași în demersul încrederii în ei și a experienței. Copiii antrenați de Viorica Țigău vor concura la probele de 60 și 50 de metri plat, săritura în lungime și rezistență. Campionatul este rezervat sportivilor de categoriile de vârstă copii 1, copii 2 și copii 3. Avem câțiva sportivi la care avem așteptări, Mario Stan și Corina Ciobanu, care la campionatul național, care la etapă, faza de zonă, au obținut rezultate foarte bune, s-au clasat în primii 3 și Mario Stan în locul 4. Mari speranțe pentru medalia de aur vin din partea atletei Bianca Damian, care a obținut titlul național la aruncarea cu discul săptămâna trecută. De această dată, giurgiuveanca va participa la proba de aruncare a greutății, pentru care s-a calificat de pe prima poziție. Este un alt concurs și nu se știe niciodată. Mergem acolo cu speranțe mari, avem și încredere în urma acestui rezultat de săptămâna trecută. Speranța este să venim cu cel puțin încă o medalie, dacă nu chiar pe cea de aur, că de-aia mergem acolo să-i batem. Și copiii de la Dunărea Giurgiu vor participa la campionat. Dunărenii vor conta pe 8 sportivi care vor concura la probele de sprint și rezistență. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile din sport. Faceți mișcare în fiecare zi, deoarece sportul înseamnă sănătate. La revedere! Vremea se va menține rece pentru prima decada a lunii aprilie. În cursul zilei, cerul va prezenta înorări temporare și local vor mai fi precipitații. În general, slab cantitativ, predomina ninsori în regiunile nordice și centrale, precum și în zonele de deal și de munte și mai ales ploi în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2-3 grade în Transilvania și 12-13 grade în lunca Dunării, iar cele minime se vor încadra în general între -5 și 2 grade. La Giurgiu, cerul va fi
noros, dar se va mai degaja după prânz, iar șansele de precipitații sunt destul de slabe. Temperatura maximă poate ajunge la 10 grade Celsius la Giurgiu și Hotarele și va fi de cel mult 9 grade la Comana, Bolintin Vale și Ghimpați. Vântul va sufla cu o viteză de 35 km pe oră din direcția vest. Presiunea atmosferică va fi de 755 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 46%. Apele Dunării sunt în scădere cu 15-25 cm, cota probabilă fiind 380 cm.